Ora 7 și 2 minute, bună dimineața, ne-am trezit. Bună dimineața, aici sunt. Ce faci, Nadine, acum ești în această dimineață? Vocea mai tare în căști. Bine sunt, încerc ce puțin să fiu după cât 4 zile libere. Este ora 7, Nadina nu prea vine la 7, dar colegul Grig... De unde știi tu? Nu. E adevărul că stai și pe canapea și mă uit la voi la 7. Bine, șapte. Da, Nadina vine la 7, dar stă pe canapea, dar nu apare pe televizor la 7 și ar fi fost păcat că astăzi... Nu, este adevărat, la 7 mă trezesc. Da, da, să știi că e bine și așa, mai ales că vii pe, în orașul foarte liber, nu se compară traficul cu cel de după ora 7, cu siguranță. Da, e foarte liber traficul la ora 7, ne-am trezit dimineața. Și încă e a treia zi de Paști, na. Și încă ne bucurăm de sărbătorile pascale. Ne-a mai rămas mâncare, am mai rămas niște drob. Cum stai cu mâncarea de Paști? Dar n-am mâncat, să știi că mie astăzi, pentru că am fost plecată, mie astăzi o să-mi trimită mama sarmale și cireșe. Uite că o să aduc mâine cireșe aici. Cireșe și cred că două roșii. Băi, asta cu sarmalele de Paști, și la mine în familie să fac sarmale și toată lumea mi-a zis, bă, de unde sarmale de Paști? Eu așa știu, la mine în familie se mănâncă sarmale de dor, de Paști și de Crăciun. La fiecare sărbătoare, nu știu, asta la voi poate, la noi, în familia mea cel puțin, mama face sarmale lunar. Lunar? Da, la noi nu trebuie să fie o ocazie specială. Înseamnă că sunt bune sarmalele. La Focșani pentru sarmale. Doamna a zis să trimite sarmale și pe la noi dacă se poate. Mama este expertă a experților în sarmale. Val, la sarmale. Val de ploi, grindină și vijelii de miercuri se răcește în toată țara. Cel puțin asta ne zice Administrația Națională de Meteorologie. A emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Dar de cazul că e mai, știi că mai și iunie nu prea avem parte de vreme prea bună. Da, așa se pare. Vremea va deveni instabilă și vor fi averse pe arii extinse în Maramureș, Crișana, Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și la munte, după care și în restul țării. Practic peste tot, adică. Deci da? Vine vara, dar vine vara cu frig, momentan, cel puțin așa se pare. Și că tot vorbim de furtuni, m-am gândit în dimineața asta să ne jucăm puțin. Poți să ghicești o melodie după doar primele note? Începe proba Fulger! Ne jucăm proba Fulger. Proba Fulger este o probă foarte simplă. Este o probă prin care eu vă arăt o bucată foarte, foarte scurtă dintr-o piesă, iar voi trebuie să ghiciți ce piesă este. Nadina, dacă vrei, ne jucăm și cu tine. Poate nici tu nu vrei da, să știi normal. Despre ce piesă vorbim în această dimineață. Și am o bucățică foarte scurtă. Sunteți gata să-i dăm play? Vreau să văd cum vă funcționează creierele de dimineață. Hai să-i dăm play, să vedem cum sună bucățica foarte scurtă dintr-o piesă. Mandinga. Atât. Tu zici că e Mandinga? Ce piesă? Mai pune o dată. Hai să vedem. Soarele meu. Mandinga, soarele meu. 0754222999, dragi ascultători. Dacă credeți că e Mandinga, soarele meu, sau dacă știți ce piesă este, dați mesaj și spuneți-ne să vedem și noi dacă vă pricepeți la muzică. Deci dar cu siguranță nu e asta. Cred că e o ceva clasică de unde a fost... Să vedem, rămâne de văzut. 0754222999. Dați-ne mesaj și spuneți-ne de unde credeți voi că vine piesa asta. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Can you play all the hits? This is Impulse Radio. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. 7 și 9 minute, este săptămâna luminată. A început de luni săptămâna luminată. Păi și săptămâna trecută ce a fost, dacă asta e cea luminată? A fost săptămâna mare. Ai săptămâna mare, deci corect. După ce se termină săptămâna mare... Bine, că ai crescut și la țară să-ți fie rușine. Aoleu, aoleu. Da, luăm lumină și începe săptămâna luminată și de luni a început. Săptămâna luminată este cea care urmează după învierea lui Iisus Hristos. În popor există credința că în săptămâna luminată raiul se deschide tuturor. Dar asta de ce nu în fiecare zi? Asta mă întreb și eu. N-ar fi frumos. N-ar fi frumos. O zi pe an nu vi se pare cam puțin? Suntem prea mulți totuși. În vechime, în trecut, botezul era săvârșit în noaptea de Paști. Adică ne botezam toți de Paști? Sâmbătă spre duminică, nu? Sau da, sau duminică. Noaptea de Paști, sâmbătă spre duminică. Teoretic noaptea de Paști de la mine ar fi duminică spre luni, dar oricum ne înghesuim. Vezi, avem alt timing. Ne înghesuim toți să ne botezăm. În săptămâna luminată, zilele de miercuri și vineri sunt zile cu harți. Deci vreau să vă spun ceva.
că vreau să-l fac un pic de rușine pe Andrei. Mai devreme a zis că eu am citit hărți. Da, sunt zile cu hărți. Eu așa am crezut că vorbim de zile cu hărți, dar sunt zile cu hărți. Da, și eu la semnificația fiecarei zile că avem aici desfășurătorul nostru în față, am citit sentința fiecarei zile. Poate fi considerată și o sentință. Ce sentință avem astăzi de Marțea Alba, Andrei? Deci, vorbim de semnificația fiecarei zile din săptămâna luminată. Ieri a fost prima zi, da, lunea albă. Ce este lunea albă? Lunea albă este considerată ziua în care se deschid porțile raiului și ale iertării. A, ieri a fost cu iertarea? Da. Adică, ce păcat, am ratat. N-ai iertat pe nimeni ieri? Ieri ar fi trebuit să iertăm oameni. Tradiția spune că trebuie să stropești casa cu aghiazmă și să le dai de băut la rude. A, frumos, asta îmi place. Așa, da, așa lunea după Paști să dai de băut la rude? Păi da. Păi nu-i cam... Și mai ales lunea, că lunea nu trebuie să dăm nimic, nu asta, cât suntem plini de tradiții noi. Și astăzi este Marțea Albă. Da, astăzi este Marțea din săptămâna luminată, care astăzi se numește Marțea Albă. Astăzi este zi nelucrătoare. Ia uite-ne aici. Păi și noi ce facem aici, Nadina? Nu se spală, uite că nu e chiar atât de nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat. Nici n-aveam de gând. Femeile din multe zone rurale dau de pomană. Și ea se dă de pomană. Pasca rămasă de la Paște și din rof. Unde mi este pasca, Nadina? Păi stai, ți-am zis că astăzi o să dau mâine. Uite, pentru mine o să fie mâine Marțea Albă, că vin cu cireșe, promit. Deci vii cu cireșe? Da. Bun. Am promis. Cireșe? Cireșe, cireșe din livada mea. A, din livada mea. Ta? A lor mei. Nu din luate din piață incredibile. Nu, producție proprie. Bun, restul zilelor din săptămâna luminată o să vi le transmitem pe parcurs. Vineri, vreau să știu, vinerea vineri. Albă. Vinerea albă o să vină. Sună titlul de film de groază. Dar până atunci trebuie să ne întoarcem la Proba Fulger. Este un joc prin care eu îți prezint o bucată foarte, foarte scurtă dintr-o piesă și tu trebuie să ne spui despre ce piesă este vorba. E destul de simplu. Am dat play. Nadina deja și-a dat cu părerea în această dimineață. Vreau să știu care este și părerea ta. Haide să dăm drumul la jingle. Poți să ghicești o melodie după doar primele note? Începe Proba Fulger! Foarte aprins acest jingle. Bun, avem o bucată foarte scurtă dintr-o piesă, mesaj pe WhatsApp. În cazul în care nu ai numărul salvat în agenda, 0754222999, salvează la acum Radio Impuls. E foarte simplu. Hai să dăm play, să nu mai stăm la pălăvrăgeală. Să vedem dacă te pricepi la muzică la 7 dimineața. Soarele meu. 0754222999. Tu de-astea faci, mai dai câte o bucățică, mai dai câte o bucățică și până la 10. Ce mai, până la ora, până vineri, o să difuzăm toată piesa. 0754222999. Spune-ne dacă știi despre ce piesă vorbim noi. Impulse, your hit music playlist. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Când pisica nu e acasă, joacă șoareci pe masă, asta vreau să cred. Colegul nostru Grig este plecat în concedii și am venit cu Nadina să ne distrăm în această dimineață. Adică Grig e pisica, noi suntem șuricei, Grig e motanul, nu? Așa ar trebui, nu? Grig este motanelul nostru. Tu, eu sunt pisică, rămân pisică. Bine, atunci rămân eu șoricel, dar nu șobolan, da? Poți să fiu șoricel? Poți să alegi ce vrei tu. Așa, deci... hamster. Porcușor de Guinea, dacă ar fi să aleg. Am zis să ne jucăm în această dimineață și să ne jucăm Proba Fulger. Este un joc prin care eu prezint o bucată foarte scurtă dintr-o piesă și te întreb pe tine ce piesă o fi asta. Ia să vedem. Rustizule, clar e Mandinga, soarele meu. Recunosc acordul ăsta dintr-o mie. No, și by the way, cele mai bune sarmale se fac la Botoșani. Cele mai bune sarmale se fac la Botoșani? În toată Moldova se facă și mama tot moldoveancă ei. Băi, dar s-a mutat mai spre sud un pic. Atunci trebuie să o duc pe mama în Botoșan, că mi se pare că mama face cele mai bune sarmale. Toată Moldova. Bine, mama fiecăruia face cele mai bune sarmale, așa este. Ne-am jucat Proba Fulger în această dimineață și se pare că a fost foarte simplu. De obicei eu dau greu, dar în dimineața asta nu știu ce s-a întâmplat, că s-a ghicit. Și piesa, într-adevăr, vine de la Mandinga. În această dimineață ne trezim cu soarele. Uite, Elena ne-a zis Smiley, de unde vii la ora asta? No. Astăzi răsare soarele pe strada noastră.
era așa, cum te știu eu. Și dacă tot ne trezim cu soarele dimineața asta, am zis să facem o chestie foarte frumoasă și să vorbim despre chestiile pe care poți să le faci pentru a te trezi mai fericit dimineața. Asta voiam să știu, așa. Deci, cum te trezești tu dimineața, Nadina? Te trezești fericită sau nu? Păi, mă trezesc fericită, mă trezesc pe fugă tot timpul. Hai să fim bun, serioși. Atunci trebuie să rămâi și tu ca să zic că am găsit normal 5 motive ca să te trezești mai fericită dimineața. Da, motive am, dar nu le găsesc la 6 dimineața, că sunt prea adormită, dar motive am. Poate după ce ți le prezint eu, o să fie un pic mai ușor. Ne întoarcem imediat. Dimineața pe doi. This is 7:29, am vorbit despre ce am putea noi să facem seara ca să ne trezim mai fericiți dimineața. Că suntem treji la ora asta până la urmă, 7:30, suntem în marțea luminată și încercăm să vedem. Da, încercăm să vedem cum facem să ne trezim mai fericiți dimineața. Nadina, tu ai zis că te trezești fericită dimineața, da? Eu mă trezesc. Și asta e motiv de fericire, nu? Da, se pare că dimineți și dimineți până la Totoro. Mă trezesc în funcție de cum am dormit. Uite, cred eu, pe lângă cele pe care o să le descriem imediat, cred că un alt motiv neapărat. O altă idee ca să te trezești mai bine este să te culci de vreme, mai ales când te trezești la 6 dimineața. Eu când mă culc la 10 seara și mă trezesc la 6, mă trezesc în alt corp. Efectiv. E alt om aici. Eu nu reușesc să mă culc la 10 seara. Aia e singura Nici problemă. Nici eu nu reușesc foarte des, dar atunci când îmi iese, e bine. E foarte bine. E foarte bine. Da. Se pare că secretul pentru a avea o dimineață grozavă, într-adevăr, începe cu o seară înainte. Da. Așadar, iată care ar fi obiceiurile pe care specialiștii, nu noi, deși și noi putem fi specialiști, că avem textul în față. Sincer, suntem specialiști în trezi dimineața, adică. Specialiștii le recomandă pentru a te trezi dimineața plin de energie și ați începe ziua cu bine. Și punctul 1, Nadina, care este? O plimbare după cină. Bine, acum ideal plimbarea asta să vină după cina luată în oraș, că dacă iei cina acasă, nu prea îți mai vine să ieși la plimbare după aia. Ba, mai da. Sunt și vasele de spălat. O plimbare până la bucătărie să speli vasele, exact. Da, este doar plăcută pentru a admira peisajul, ci poate aduce reale îmbunătățiri stării de sănătate. Ok. Deci ne plimbăm seara după cină, mai ardem și din cină, dacă am mâncat sarmale sau ce am mai mâncat noi de Paște. Acum o plimbare un pic mai lungă. Bun. Nice. Punctul 2, încarcă telefonul într-o altă cameră. Da, știu că e recomandată și să ții routerul în altă cameră, da, să și acolo unde e routerul, dar patul să-l ai în altă cameră. Eventual. Trăim într-o lume hiperstimulatoare care ne poate duce la excese și probabil că ești deja familiarizat cu faptul că timpul petrecut în fața telefonului noaptea dăunează ritmului circadian. Dar știi de ce? Căci că lumina televizorului și a telefonului îți păcălește creierul, că este zi în continuare și de asta creierul nu secretă suficientă melatonină cât ar trebui înainte de somn. Și de asta nu punem lumina albastră. De aia te zvârcolești până la 2 dimineața, că stai cu lumina albastră în față, da. Foarte mulți oameni folosesc alarma telefonului mobil pentru a se trezi de dimineață, dar respecții spun că ți-ai putea face o favoare dacă n-ai mai dormit cu telefonul în aceeași cameră. Mi-e greu. Eu n-aș putea să face o favoare, cum ar da afară de la muncă, adică. Băi, să știi că dacă nu dorm cu telefonul în aceeași cameră. E și asta o schemă, dacă dai alarma foarte tare și o pui în altă cameră, când sună alarma, da, trebuie să te și ridici din pat să te duci să oprești alarma. Știi că și eu asta fac? Da. Pun telefonul la o distanță considerabilă să trebuiască să mă ridic. A, deci tu te trezești fericită. Nu e chiar, nu pui telefonul în altă cameră, dar îl pui mai departe un pic, nu? Da. Următorul punct, un duș sau o baie caldă. Dar ar fi foarte recomandat. Da, dușurile sunt bune, ne spun experții, că nu știam altfel. Dar ceea ce ar putea ajuta cu adevărat este o baie de seară, spun experții. Da, merge. Merge. Da. Dacă ai apă caldă, cu acum. Domnul Nicușor, ajutați-ne să ne trezim fericiți, să ne spălăm seara. Nu vrem spumiță, vrem apă caldă. Scufundarea totală în apă, spre deosebire de duș, îmbunătățește starea de spirit. Da, pot să confirm asta. Băi, și eu sunt de acord. A făcut pe fugă. Auzi, da. Eu sunt curios, colegii noștri de emisiune, dacă sunteți cu noi în dimineața aceasta, la 0754222999, tu cum te împaci cu trezitul de dimineață? Că mie unul, mi-e foarte greu să mă trezesc dimineața. Cui îi place, mă, să trezească la ora 7? Există. Să știi că există. Mama mea se trezește dimineața. Bine, că și ai mei. Vezi? Spre rușinea mea ți-am zis, tata în continuare mă sună pe la ora 6. Și pe mine în fiecare dimineață, tata la 6:45 mă sună. Da, și mai e o chestie, trezitul foarte de dimineață, oricât de
dăunător crezi tu că ți-ar fi, ți îmbunătățește foarte mult starea de spirit și ajută la prevenirea depresiei. Special de la ora 4, dacă mamă, deci, creierul între 4 și 6. Se spune că atunci trebuie să-i dai creierului ceea ce are de făcut peste zi. Între ora 4 și ora 6 suntem cei mai receptivi. Eu la ora 4, da? Când mă trezesc numai la depresie, mă gândesc. Uite că nu e chiar așa, dar, e doar o impresie. Dar da, într-adevăr poate fi. 0754222999. Tu cum te împaci cu trezitul de dimineață? Chiar suntem curioși și hai să trecem la următorul punct. Da, gândește-te la tot ce ai realizat. Bun, nu prost. Bănuiesc, nu? Adică stai așa puțin, că mie asta îmi creează anxietate și mai multe. Eu o să fiu și mai nefericit dacă mă gândesc la tot. Hai, nu mai spune așa, nu te mai alinta. Mulți experți au subliniat că reflectarea asupra zilei poate fi o modalitate excelentă de a dormi fericit. Băi, da. Păi depinde ce s-a întâmplat peste zi asta. Observarea cât de mult ai realizat într-o singură zi poate ajuta la pregătirea scenei pentru o trezire plină de energie în dimineața următoare. Da, o susțin pe Nadina și zic că e foarte important ce ai făcut. Da, dacă a fost o zi bună, bineînțeles că adormi cu gândul în păcat. Dacă nu, poate ziua următoare o să iasă treaba mai bună. Și să scrii un alt sfat de la experți. Experții în trezitul de dimineață fericit, putem să le spunem, da? Dacă noi suntem experți în trezitul de dimineață, punct. Să scrii sau măcar să te gândești la lucrurile pentru care ești recunoscător. Pentru că mulți dintre noi avem senzația că nu prea avem pentru ce să fim, dar chiar și trezitul de dimineață și faptul că te trezești întreg și sănătos și că ai deschis ochii e un lucru pe care alții și l-ar dori. Da, așa este. E un lucru pentru care să fii recunoscător. Deci avem lista, suntem pregătiți să ne trezim dimineața fericiți, cred eu. Acum nu știu, am lăsat întrebarea 0754222999. Suntem curioși să vedem cum vă treziți și voi dimineața. O să revenim imediat dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Can you play all the hits? This is Impulse Radio. Bun, am vorbit despre cum ne trezim seara, cum ne culcăm seara ca să ne trezim dimineața. Eu mă mai trezesc și seara, de asta. Păi de asta nu te trezești dimineața, Andrei. Da, mă trezesc dimineața, dar nu mă trezesc fericit dimineața. Și am făcut am găsit un studiu care ne spune cum să ne trezim dimineața ca să fim fericiți și se pare că trebuie să ne plimbăm după cină, să încărcăm telefonul în altă cameră atunci când ne culcăm. Ce mai aveam? Să facem un duș. Să te speli, să dea astea. Chestii absolut normale vin cercetătorii să ne spună acum. Vedeți că seara trebuie să vă spălați, să mâncați bine, după aia nu vă puneți așa în pat imediat. Și să ne gândim la tot ce am realizat. În cazul în care nu o faci deja, ar fi bine să o faci. Și te-am întrebat pe WhatsApp la 0754222999 cam ce faci tu ca să te trezești bine dimineața și zicem bună dimineața. Bună dimineața! Nu e că mă trezesc foarte bine dimineața, dar mă trezesc, dacă eu pun în cap, băi, mâine dimineața trebuie să mă trezesc la 3, de exemplu, că fac o muncă mai specială și trebuie să mă trezesc de multe ori la 3 dimineața, la 2:30 mă trezesc fără ceas. Adică întotdeauna când îmi pun în cap, mă trezesc la 4, la 3:30 mă trezesc fără ceas. Bineînțeles că pun și ceasul. Dar mă trezesc fără probleme. Și mă și ridic. În momentul când sună, m-am și ridicat. Nu mai mă rog de nimeni. Hai, să trăiți. Da, e și asta. Bună dimineața, mulțumim. Bună dimineața. Eu n-am deloc încredere în oamenii ăștia care la prima alarmă sau cum au deschis ochii au sărit din pat, e ceva tare dubios. Da, și eu am aceeași părere. Deci voi ăștia care reușiți să vă treziți, băi, la prima alarmă sau fără alarmă? Sau fără alarmă. Deci oamenii care se trezesc fără alarmă, cu siguranță e ceva. Dar e something weird. E ceva neregulă. Uite, ne zice Cristian, unii fac duș cu apă rece. Păi așa chiar te trezești, mămică, fericit, nefericit, te trezești, asta e sigur. Voit sau nevoit, aia e întrebarea, adică tu vrei păi sau... Sunt bune și dușurile cu apă rece. Sunt bune, da. Da, adică sunt, din câte știu, mult mai sănătoase. Dar nu știu sigur dacă... Nu, n-am încercat prea des, nu. Am încercat eu odată, dar nu voit și am zis că nu mai vreau. De atunci pun apă la fiert când am apă caldă, clasica situație. Eu nu mai... Aolo, săracu de tine, n-ai apă caldă? Când n-am apă caldă, pun apă la fiert. Acum am, uite-mă, că sunt fericit, m-am trezit fericit, deci am avut apă caldă aseară. Nu prea am reflectat eu la ce am făcut bine, dar facem de astăzi. Eu nu mai pun alarma dimineață, mă trezește pisica, ne zice Andrei. Unii au pisică, da, mea este foarte
foarte nervoasă dimineața când aude alarmele, adică... Deci nu te trezește? Nu, nu e pisică din aia care... Nu e o pisică tipică. Nu e pisica din tipică? Acelea, nu. Ea nu are din astea să alerge prin casă la 4-5 dimineața. Tu n-auzi că la alarma mea la 6... Auzi... Păi și da, nu vine, n-a venit vreodată până se acum să dea snuz? Se duce să doarmă în sufragerie. Nu, că n-am învățat asta. Trebuie să-ți înveți are pisica în fiecare dimineață să vine să-ți dea snuz la alarmă. N-are nicio treabă, e vrea să doarmă mai mult, a plecat din cameră la alarmă și gata. A, se duce în altă cameră, da, te lasă pe tine, dragă, da, eu trebuie să mă duc da, să dorm, da, dumneavoastră da, trebuie da, să veniți la dimineața pe 2. Să produceți pentru să, plic. Să faceți emisiune ca să puteți să luați pliculețe. Întrebarea pe WhatsApp a fost la 0754-222-999. Tu ce faci ca să te trezești fericit dimineața și cum te trezești dimineața? Că e complicat trezitul de dimineață. Așteptăm să vedem mesajele voastre, ne întoarcem imediat dimineața. Pe 2. Dimineața pe 2. Impulse Radio.